Prefectul județului Leonard Dimian cere demiterea șefei gărzii de mediu, Carmen Ichim, pe care o acuză de proasta gestionare a problemelor privind poluarea la nivelul județului. Într-un mesaj transmis presei, prefectul face referire la cel mai recent caz de poluare, cel de la Râmnicu Sărat. Semnalul de alarmă pe care l-am tras săptămâna trecută este foarte serios și merită să fie tratat cu toată atenția. Cazul de la Râmnicu Sărat nu este singular. Acolo este o anchetă în desfășurare, dar ce am constatat la fața locului este grav. Ancheta pe care o derulează organele de abilitate va stabili cu exactitate proporțiile situației care trenează în această zonă, iar vocile locuitorilor din cartierul Parcon din Râmnic, care se plâng de mirosul insuportabil și de mizerie, stau mărturie că acolo chiar vorbim de un dezastru ecologic. Această relaxare cu care este tratat cazul de la Râmnic și cu care se încearcă declinarea responsabilității este în antiteză cu interesul manifestat la izbucnirea pandemiei de coronavirus în cazul taberei de la Arbănaș. Dezastrul ecologic din județul Buzău este de mari proporții, mai spune prefectul, care susține că are probe în acest sens, în urma unor controle tematice desfășurate de echipe ale instituției prefectului în mai multe comune, ca urmare a numeroaselor sesizări de la cetățeni. Am descoperit mormane imense de deșeuri aruncate pe câmpuri. Vernești, Siriu, Pănătău sau Calvin sunt localități aproape sufocate de gunoaie și în care autoritățile nu depun eforturi pentru a menține mediul curat și au găsit ca soluție îngroparea deșeurilor. De vină ar fi pentru toate aceste situații garda de mediu, motiv pentru care prefectul cere demiterea șefului acesteia, Carmen Ichim. În toate aceste situații, garda de mediu își arată ineficiența, pasează responsabilitatea și în loc să tragă la răspundere vinovații și să ia măsuri, încearcă să ascundă neregulile. Aici vin din nou cu un exemplu din localitatea Beceni, unde comisarii de mediu au avut drept scop schimbarea declarației unui localnic care s-a adresat instituțiilor centrale după ce a constatat că primăria din comună depozitează gunoiul menajer pe un teren viran, apoi incendiază aceste gunoaie. Totodată, vidanja primăriei deversează regulat în pârâul Slănic dejecțiile colectate contra cost din fosele cetățenilor. Interesul fardat pe care îl manifestă conducerea gărzii de mediu față de poluarea din județul nostru trebuie să înceteze și de aceea am cerut demiterea doamnei Carmen Ichim de la conducerea Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Buzău pentru incompetență. Leonard Dimian a făcut pentru o perioadă de timp echipă cu Carmen Ichim, atunci când aceasta deținea funcția de prefect, iar actualul șef de la Casa Albă era subprefect.